Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 50 de cenți Beatrix Willem Alexander, emitent Antilele olandeze pe perioada reginei Beatrix și regele Willem Alexander. Monedă de circulație standard între anii 1989-2016. Compoziție oțel plahat cu bronz, greutate 5 grame, dimensiunea 24 de mm, grosimea 1,85 de mm, formă pătrată cu colțuri rotunjite, orientare aliniere monedă sus, jos. Pe avers avem o plantă cu fructe în cercul central, litere în jurul cercului exterior, model între cercul exterior și margine. Literele sunt Nederlandse Antillen. În stânga jos avem arcul și săgeata aparținând lui Chris Van Dranen, maestrul monetăriei. În dreapta avem marca monetăriei regale olandeze. Pe verso este valoarea în interiorul cercului central cu mărgele. Fiecare colț conține o scoică. Colțurile din stânga și din dreapta conțin data împărțită. Marginea este netedă. Această monedă este din anul 1990, produsă într-un număr de 611.000 bucăți, cu o valoare nominală de 2,20 $. Se găsește la vânzare cu prețuri cuprinse între 9 dolari și 40 de dolari. Această monedă o vând, ținând cont de aspectul ei, cu 25 de dolari pentru cei interesați. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă rog să dați like și subscribe. O zi bună!